Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care interzis respectiv nu se mai poate întoarce în America, acolo unde s-a aflat până la finalul lunii august. Informația a fost confirmată pentru Jurnal TV de către ambasada SUA în Moldova, care menționează că ex-deputatul a plecat voluntar din America pe 28 august 2020, iar datorită denunțării lui de către secretarul de stat în ianuarie 2020 din cauza implicării sale în acte semnificative de corupție, acesta și în continuare nu este eligibil pentru intrare în Statele Unite. Amintim că Vladimir Plahotniuc, învinuit de către procurori pe 3 capete de acuzare, inclusiv spălare de bani în proporții deosebit de mari, a zburat din orașul Miami pe 28 august curent, conform autorităților vamale americane. Ulterior, după ce Renato Usat i-a declarat că fostul lider PD se află la Istanbul, autoritățile din Moldova au confirmat că acesta a traversat frontierele Turciei și României în perioada 7-10 septembrie și că au cerut mai multe detalii în acest sens de la autoritățile turce, inclusiv extrădarea lui Plahotniuc, dispărut din Moldova în vara anului trecut.